Bună ziua din nou, iată, acum voi vorbi despre uleiurile esențiale, fiindcă trecem la siropul tip șpriț. Acest sirop este făcut 3 în 1, adică 3 litri de apă, 1 kg de zahăr sau miere. Acum, dozajul de ulei, de mixură de ulei esențial este doar de 5 ml per litru de sirop. O să vă arăt care este diferența la ceea ce fac eu. Am să vă arăt cipnița. Până cu o săptămână le-am dat, nu la ăsta, am o altă sticlă. Deci, iată aici, se văd găurelii foarte, foarte mici. Așa. Deci, 3 găuri foarte mici. Aceste găuri, și iată siropul este mult mai deschis, e mai mult apă. Acest sirop va fi consumat de albine cam într-o săptămână. Eu acum am venit ca să le dau aer la albine, fiindcă punând colectoarele de polen se cam strânge, e mai proastă aerisirea, să zic așa. Atunci le ridic această folie. Au început să clădească și la ramă, ia se vede. O să o ridic un pic, dar nu deranjeze. Acum am să vă explic și de ce nu se deranjează. Acum dacă eu ridic acea ramă, se strică lanțul unde au construit și va dura un timp până o să clădească din nou. Da, așa pentru curiozitate o să vi-l arăt. Unii o să construiască mai bine, alții mai rău, depinde de fiecare colonie în parte. Iată, acesta e. Aceasta este rama care am pus-o să construiască de trânt. Ce este tare la această ramă e că foița n-au construit-o, dar de trânturi au construit. Bun. Deci ei vor mai mult să construiască de trântori. Bun, cam atâta las aerisirea. Mă uit un pic la cafea. Bun, deci așa rămâne. Stau un pic cu fum. Le las un pic de aer, fiindcă pe urdiniș nu prea mai intră așa mult aer acum. Așa. Pui să asta, să o țin, încă trece aer destul prin ea, nu e nicio problemă. Și le pun acest sirop.
Cam așa. Cu asta am termin. Are și aerisirea cu mai bună. Foarte bine. Punem la loc capacul. Bun, cam atât am vrut să vă arăt. Deci esența este uleiurile esențiale. Până data viitoare, numai bine!